suntem în direct. Giovanni Becali se află împreună cu noi. Bună dimineața și vă mulțumim că ați intervenit, bănuiesc, după o noapte destul de lungă, sau? Da, aproximativ. M-am trezit mai devreme că l-am acompaniat pe José la aeroport. A plecat, nu? Da, da. Și cu impresii dintre cele mai bune, din câte îmi imaginez. Cele mai bune. Ele, când compania mea se simte foarte bine, a avut tot la dispoziție, a semnat peste câteva mii de autografe, câteva mii de fotografii, n-a refuzat niciun copil, nici o mamă, niciun bătrân, niciun necunoscut. A semnat și s-a fotografiat în 3 zile cu toată lumea. Da, discuții, hai să le numesc serioase, despre fotbalul românesc și fotbaliștii români au existat între dumneavoastră și el? Adică a remarcat, știe pe cine? Da, eu eram în contact direct întotdeauna. El acum e în tratative cu poate cea mai bogată firmă petrolieră din lume. Se vorbește de câteva sute de mii de euro pe 3 ani. Clubul a intrat în divizia de milioane pe 3 ani. 300 de milioane, da. Se vorbește, da, clubul a intrat în divizia B, în divizia A. Petrolierii și companiei cu șeichii de acolo s-au întâlnit. El a venit de acolo, din Bahrain, cu avionul lor aici. Și toate zilele astea au vorbit cu ei. El nu vrea să meargă acum, că n-au stadion, n-au echipe. A zis să vadă anul ăsta ce jucători urmărește el. El probabil va lua un angajament cu o altă echipă pe un an, care nu vrea un an. Nu vă pot spune, sunt în campanie electorală a președinții. Da, aici se vorbește de câteva zeci de milioane, nu se vorbește de câteva sute de milioane. Deci, din ce înțeleg de la dumneavoastră, el ar avea o propunere fabuloasă. Are o propunere de 150 de milioane de la Rapi. De la? Să meargă acum. Și el nu vrea să meargă, că vrea să-și găsească 10-12 jucători pentru anul viitor, dar nu vrea nici să stea. Și vrea să semneze undeva, la echipe, precum Fenerbahce, precum care oferă 15-20 de milioane, dar nimeni nu te ia pe un an. Și e într-un stand-by dintre ăsta și stă numai în telefoane și nu știe ce să facă. Păi s-a și scris, domnul Becali, că Fener, dacă un anumit domn, am uitat cum îl cheamă, câștigă președinția, garantat cu Mourinho. A zis Ildirim, îl cheamă. Exact, exact, da. S-a scris asta. Și s-ar duce acolo? Adică ar încerca și experiența asta, Turcia? S-ar duce, dar el mai duce un an, zice, și după aia să mă duc în Arabia Saudită, să fac 4-5 ani acolo și să termin, să-i duc undeva, să câștig ceva cu ei, că sunt o echipă care nu s-a așteptat să intre, dar e cea mai bogată firmă de petrol din lume. Nu-i mai țin minte cum îi spune acum. Cred că sunt cei care construiesc proiectul The Line, dacă nu greșesc. Cred că ei sunt. Probabil, nu știu. Mi-a spus-o de 3 ori, dar nu mai țin minte. Dar Și stă și îl cheamă de moment și el a zis, dacă vreți anul ăsta, vă consiliez, vă dau un antrenor ca să țină echipa asta în nas, să o consolideze cu jucători. Între timp eu mă uit la campionatul european, văd ce jucători, cum, ce, și fac o echipă ca să pot câștiga titlul în Arabia Saudită. Nu vin așa să... Da, spre acolo se îndreaptă absolut toată lumea bună din fotbalul mondial, domnul Becali, spre banii arabilor. Am mai aflat că Ronaldo e plătit în fiecare, la 12 și un minute intră banii de pe o zi, în fiecare zi e plătit. Adică contractul lui Ronaldo e semnat în așa fel încât la 12 și 1 minut lui Ronaldo intră cât trebuie să intre de 200 de milioane într-o zi. Din 200 de milioane, să înțeleagă lumea. Da. Din 200 milioane împărțit la 365. La 12 și 1 minut Ronaldo verifică telefonul și vede dacă i-a intrat banii. Eu nu cred că îl verifică. Nu cred că mai verifică. E că nu îi mai interesează. Da. Dar acum vă întreb și eu pe dumneavoastră, poate o întrebare tâmpită. Ce-or face cu atâția bani de dau anii ăștia din viață pe care îi pot fructifica în fotbalul mare? Da, asta vorbeam și eu. El în octombrie m-a invitat la ziua la căsătoria fiicei lui.
care se căsătorește cu un cetățean englez, care are 28 de ani, fata mare, fata e mai mare decât băiatul. Și am zis, nu știu pe unde e fi, dar dacă o putea, ai mea să merge cu cea mai mare plăcere. Oricum, trebuie să mergi și cu nevastă mea. Nu, dar zic, ce-or face cu atâția bani oamenii ăștia? Și Ronaldo, și Mourinho, știu și... Știu eu, Viorel, știu eu ce fac. Fiecare face ce poate. E adevărat, e un sacrificiu, dar eu cred că el vrea să facă încă 3, 4, 5 ani. El zice că 10 ani, da. Eu cred că în 4, 5 ani... El are destui bani, nu mai are nevoie. Dar vezi că e un om... E un om care vrea să câștige. I-a părut rău că a pierdut și el. I-a părut rău de penalti, dar... Oricum, bucuros. De... Viorel, citiți declarațiile lui să vedeți cum vorbește despre fotbalul românesc, cum vorbește despre acești jucători. Am zis mai devreme. Că acești jucători... Citiți și să vedeți ce cuvinte. Sau spuneți-le jucătorilor români ce spiciu a intrat în vestiarul românilor înainte de meci. L-a rugat pe Iordănescu dacă poate să vorbească 5, 7, 8, 10 minute înainte de a ieși pe teren și întreabă jucătorii sau pe Popescu, am văzut aproape lacrimi la câțiva jucători din ai mei. La ce cuvinte a spus despre ei? Auzi? Despre ei, că da. E generația lui și că îi simte ca prieten și că eu am fost acolo și mi s-a furnicat pielea. A, ați intrat și noastră în vestiar. Poftim? Ați intrat și dumneavoastră în vestiar. Păi bineînțeles, dar ce era să fac eu? Să nu intru în vestiar? Nu, 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 era... că n-auzisem, n-am înțeles, dar auziți? Lămuriți-o pe asta cu Copici, ca să nu se nască iar o telenovelă. Așa, ce? Sunt imagini și sunt și interpretări, că domne, nu s-ar face așa ceva, că Dinamo, o echipă, e un brand, e Copici. Domnule, care a fost Andrei speța? Niculescu, Andrei Niculescu, președintele clubului, nu știu ce funcție are... M-a rugat că el e la meci cu antrenorul clubului și cu Fisu și că ar fi foarte mândri să facă și o poză și să vorbească un minut, două cu Mourinho. Au venit de sus, au coborât, i-am dus în aproape de vestiar acolo unde el a făcut o mică conferință de presă și au făcut poză și au dat mâna, s-au salutat și atât. Ce alte speculația să se facă. Nu, interpretări, că nu știu. Ei au rămas cu sechele după ce s-a întâmplat atunci la CFR, când s-au pozat cu cupa câștigată de CFR. Dar mă rog, pe cupa aia scria și numele Dinamo, spunea domnul Voicu. De fapt nu spunea. Așa, și? Și de atunci li se trage, că nu știu să... Dar nu știu ce speculație poate să fie. O discuție civilizată între mine și Andrei, care m-a rugat, bă, Giovanni, a venit Mourinho aici. Pentru antrenorul meu, e unul dintre cei mai buni din lume. Îl stimează foarte mult. Are plăcerea să facă o fotografie el și cu Fisu. Și cu asta basta. A făcut și Andrei și au amintire. Atât și nimic mai mult. Ce? Nu înțeleg. De ce trebuie să inventăm noi alte chestii? Păi nu, bine că ați lămurit-o, că de-aia v-am și întrebat. Auziți, dar Mourinho știa de vreun jucător român în activitate? Cunoaște orice jucător român din... Aproape toate echipele românești, de primele 4-5, cunoaște absolut tot. E o enciclopedie, mi-a spus, echipa României din anii 50, din 70, de la Guadalajara, de echipa Portugalei cu Simões, Torres, Coluna și așa mai departe. Omul e enciclopedie. Știe toate evenimentele din fotbal românesc, știe toți jucătorii români care joacă în străinătate, e informat, așa ceva, mă doare capul în astea trei zile de câte îmi povestea. S-a văzut și cu vorul noastră? Cu Gigi nu ne-am văzut pentru că n-am avut timp și probabil, nu știu dacă Gigi mai are chef cu... Poate era plecat undeva la biserici, undeva la mănăstiri și nu știu dacă... Mm-hmm. Da, am văzut, scriau... Scriau colegii noștri de la Gazeta... Scuze. Da. M-auziți? Da, da. Scriau colegii noștri de la Gazeta Sporturilor că la dineul oficial Mourinho a fost impresionat de darea de mână a lui Cristi Borcea, căruia ar fi spus să vede că ai bani și că ești nebun după fotbal, pentru că a licitat bani mulți pe nu știu ce tricouri. Da, 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 da. Și...
Și a vorbit cuvinte foarte frumoase despre domnul Șucu, care a avut amabilitatea să-i cumpere tricou. Da. Și domnul Șucu i-a dat cadou un tricou cu Rapid pe care l-a luat și îl duce în expoziția lui de tricou. A, deci au fost și detalii de genul ăsta. Domnul Șucu n-a venit cu mâna goală, a venit și cu tricou. Astea sunt niște gesturi de curtoazie. Da. Și trebuie să respectate, nu? Dumneavoastră v-ați învârtit între ei toată viața, dar e paradoxal că ai acolo baloane de aur și campion mondial și european și tot focusul, și mă uitam și la cei care au intrat prin sală pe acolo, iubite, soții, doar cu Mourinho se băzau. Da, da, păi dai seama, el era cu mulți jucători care i-a avut. Era cu jucători împotriva cărora a jucat. Dai seama. Mi-a zis că dacă Hagi era azi Hagi, ăla de acum 30 ceva de ani, și Rivaldo, se vorbea de sute de milioane. Da. Asta a zis-o și la mini-conferința asta. Și dincolo de José Mourinho, despre care puteți vorbi până anul viitor, ceilalți campioni, Stoichkov, cei cu care vă știați? Cristo, extraordinar, puțin mai grăsuți, n-avea prea mult chef să alege. Viața bună la Miami. După aceea Panucci, după aceea Dida, cu toți am făcut glume, ne-am amintit și așa mai departe. Uh-huh. Da. Cu Rivaldo am vorbit, îmi spunea că genunchii îl dor, că merge și face recuperări. Era cu fiisul acolo, cu trei nepoți. Înțelegi, alu fiisul. Niște oameni de cu cel mai mare drag poți să stai. Spuneți-ne cât de greu e că au fost și voci. Știți că peste tot există cârcotași, nu doar în România. Dar au fost și voci care au spus, domnule, ăștia au venit, mulți dintre ei, da, că au primit bani. Cât de greu e să aduci chiar și cu banii aceste nume? Nu știu, dar dacă s-a primit bani sau nu știu, că Mourinho a venit cu un avion privat din Bahrain. Arabii i-au spus lui José că avionul rămâne aici 3-4 zile. Era un bombardier care cred că a zburat cu 900 km la oră, pentru că a făcut doar 4 ore de acolo până la noi și normal sunt vreo 5. Dar José a zis, nu, avionul se întoarce, e al vostru, eu rămân aici 3 zile și de aici a avut un bilet făcut de firma asta lui Popescu, care a organizat la business otopenii Amsterdam, Benfica. A, s-a dus la Lisabona. Nu, dar vă întrebam cât de greu e să aduce aceste nume la un astfel de eveniment. Foarte greu. Dar Mourinho a făcut-o și pentru faptul că e prietenul meu, și pentru faptul că e prietenul Popescu, și pentru faptul că respectă această generație. Și era cel mai puțin obosit, dar îți dai seama că el n-a mai stat la petrecere acolo, că eu m-am dus cu el mai devreme să se culce, să mă culc și eu, că au fost. Ăștia mai tineri au rămas până s-a închis Taraba. Taraba au închis ei. Au rămas ăștia mai tineri, ca Frei și alții care cărora le place distracția, au mai rămas. Simțiți că odată cu acest meci pentru ei și chiar și pentru noi astăzi s-a încheiat așa un ciclu sau nu știu cum să... Da, de final de poveste, final de drum. Și mândru că aproape 80-90% din acești jucători i-am reprezentat împreună cu ei. Am făcut o filă, două, trei din istoria fotbalului românesc. Sunt mândru de ei. Sunt mândru că aproape toți stau bine și din punct de vedere economic și din punct de vedere familiar. Asta e. Viața merge înainte și să așteptăm generația asta care o avem calificată acum la europenele astea și de aici poate se va naște o națională care ne va reprezenta în 4-5 ani în
toate competițiile astea, și campionatul european și mondial, așa cum a făcut-o această generație, care e probabil au jucat împreună ultimul lor meci. Ei se vor mai vedea, se vor mai întâlni ca adversari, mai mult dintre ei sunt antrenori și sigur se vor întâlni ca adversari, dar au făcut un grup extraordinar împreună cu Iordănescu și sunt mândru de chestia asta și așa trebuie să fim toți românii. Hai să încurajăm generația de azi, pentru că merită să aibă și un parcurs, dacă nu asemănător, acum, anul ăsta sau într-un an, doi, măcar în timp așa, să ajungă ca această generație care ne-a arătat ieri o afecțiune și o iubire. Vedeam publicul cum avea sete de a vedea fotbaliști, de a vedea balone de aur, de a vedea, ce să-ți mai spun, era o bucurie incredibilă, incredibilă. Știți ce vreau să vă mai întreb, dacă doriți să comentați, bine, dacă nu vă înțeleg. Ce spuneți de aceste declarații ale lui Alin Stoica vis-a-vis de generația de aur, că ce se face atât tantam, că n-au câștigat nimic? Că... Eu nu vorbesc, nu comentez așa ceva despre un copil care ia pastile ca să își trăiască viața, da? În regulă, mulțumesc! Sănătate duminică, liniștită, iată, Giovanni Pecali cu...